Ciuciu Venciule se pare că vor avea și în această iarnă cămara plină cu murături făcute după rețete tradiționale numai de ele știute. Piața abundă de legume de sezon, chiar dacă seceta i-a îndemnat pe producătorii agricoli să ridice prețurile. La mare căutare sunt roșiile pentru bulion, gogoșarii, ardei capia sau fișcă, vinetele și castraveții. Ciuciuvenii cumpără din toate câte puțin, satisfăcuți de ofertă și chiar de prețuri pe care le găsesc acceptabile. Am luat castraveți, gogoșar, capia, roșii, să ne pregătim pentru iarnă. Mai au și vinete să fac zacuscă. Sunt prețurile bune? Sunt acceptabile, să știți. În alte piețe am găsit și mai scumpe. Dar aici sunt bine și frumoase, curate. Păi, deocamdată cumpărăm roșii pentru bulion, am cumpărat și zarzavaturi pentru ciorbe, să facem ciorbe. La iarnă, bineînțeles, că ne frământă rău criza asta și mai ales că suntem și noi oameni în vârstă. Și oferta cum vi se pare? Uite, zic cam convenabil acum, parcă s-a mai ieftinit, că am luat rândul trecut mai scumpe. Dar acum văd că e mai convenabil, poate s-o mai ieftini, să sperăm. Și cu murăturilor și dulcețurilor le stă bine în borcane, magazinele de profil nu duc lipsa borcanelor de toate mărimile și capacelor aferente. Vânzări mari se înregistrează și la oțet, zahăr, sare și chiar conservant, ingrediente ce nu pot lipsi din rețetarul gospodinelor. Putem spune așadar că a început campania de aprovizionare pentru iarnă, căreia giurgiuvenii îi acordă o atenție la fel de mare ca în anii în care se trăia bine.